Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Vom face o pălărie de vară pentru noi, doamnele. Pentru aceasta eu voi folosi firul Stella, care este un fir de bumbac 100%. Bobina mea are 100 de grame și măsoară 270 de metri. Acesta este un fir care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3, după cum vedeți aici, însă eu voi folosi croșetul 1,05 pentru a da o ținută cât mai bună pălăriei noastre. Dumneavoastră puteți folosi culoarea dorită, iar eu voi începe lucrarea. Să găsim capătul, care nu vrea să iasă, uitați aici, în cercul magic, voi lucra pentru început 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra prin interiorul cercului magic și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Apoi cel de-al treilea picioruș dublu. 4 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra până când vom avea un total de 12 piciorușe duble. Vom lucra singuri și vom lucra 12 piciorușe duble. Am închis cercul magic și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea. Deci acest rând va consta în a lucra în fiecare picioruș din rândul anterior o înmulțire, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu în corespondența aceluiași picioruș. Voi lucra cel de-al doilea picioruș, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări unul din piciorușele din rândul anterior și voi intra în următorul, lucrând din nou aceleași 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, sărim un picioruș, intrăm în următorul, vom lucra din nou o mulțire. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face primul picioruș dublu, firul pe croșet și cel de-al doilea. Deci, de această dată vom avea 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași grup, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu singur, iar în cel de-al doilea voi face o mulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, bineînțeles cele 2 ochiuri de lanț de separare, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom închide și acest rând cu fir alunecat și continuăm lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Vom intra în următorul picioruș. Aici vom lucra o mulțire, deci vom face 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș, firul pe croșet. În următorul vom lucra picioruș dublu singur. Deci acum
În corespondența unui raport avem 4 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și vom continua piciorul dublu singur. În următorul vom face o înmulțire. Urmat de un picioruș dublu singur. Și vom repeta 3 ochiuri de lanț, iar restul vom lucra singure. Voi închide rândul cu fir alunecat, ca de obicei, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș, un picioruș dublu în acesta, din nou în următorul picioruș, picioruș dublu singur, în următorul picioruș dublu singur. Deci vom lucra 4 piciorușe duble, picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, 4 ochiuri de lanț de separare și repetăm. Picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior. 1. Ah. 2. 3. Și cel de-al patrulea. Apoi cele 4 ochiuri de lanț de separare. Noi vom continua singure. Am închis rândul cu fir alunecat, voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența următorului picioruș, cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența următorului picioruș, iar acum voi face 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Un picioruș scurt în corespondența acestui spațiu, format din ochiurile de lanț de separare. Din nou, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. Voi continua. 1, 2, 3. 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi continua cu o serie de 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. După care vom repeta 4 ochiuri de lanț, 3, 4, picioruș scurt, în arcul format din ochiurile de lanț de separare, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, din nou un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, și voi continua cu piciorușele duble. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul rândului. După cum vedeți, în felul acesta se prezintă. Voi închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Iar acum voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pe care le voi închide cu piciorul scurt în corespondența arcului format pe mijloc. Deci nu uitați, avem de 3 ori câte 4 piciorușe, câte 4 ochiuri de lanț și astfel s-au format 1, 2, 3 arcuri. În corespondența arcului din mijloc noi vom închide cu piciorul scurt, voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul pe croșet
și voi intra din nou în corespondența primului picioruș dublu, lucrând picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, după care voi continua din nou cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, piciorușul scurt în arcul din mijloc, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și continuăm în acest fel pe întreg parcursul acestui rând. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. După ce am lucrat cele 5 ochiuri de lanț, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu, voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Aceste 5 ochiuri de lanț le voi închide cu picioruș scurt în primul arc format din cele 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț pe care le voi închide cu piciorul scurt în corespondența celui de-al doilea arc de rândul anterior, 5 ochiuri de lanț, 2, 2 până acum, 2, 3, 4, 5, 5, firul pe croșet, iar în corespondența celor 3 piciorușe duble voi face piciorușe duble singure. Deci câte un picioruș dublu în corespondență fiecărui picioruș dublu. După care voi continua seria de ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, picioruș scurt în primul arc, 1, 2, 3, 4, 5, piciorul scurt în corespondența celui de-al doilea arc, 1, 2, 3, 4, 5 și acum voi continua seria de piciorușe duble. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom reîntâlni pentru a continua. Voi închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu. Voi continua cu 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum voi face un picioruș scurt în arcul din mijloc, voi continua din nou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi lucra cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Continuăm cu 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, piciorușul scurt în arcul din mijloc, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, iar apoi vom continua cu piciorușele duble. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului, iar ceea ce vom obține va fi aceasta. Am închis și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Picioruș dublu în continuare, în următorul picioruș dublu. Acum cel de-al treilea picioruș dublu. Deci avem seria de 3 piciorușe duble. În acest moment vom lua firul pe croșet și în corespondența arcului format din cele 6 ochiuri de lanț, noi vom lucra 1, 2,
3, 4, 5, 6 piciorușe duble. Deci în corespondența primului arc am lucrat deja 6 piciorușe duble, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului arc și voi lucra din nou 6 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6. Am ajuns în corespondența celor 3 piciorușe duble. Le vom lucra și pe acestea. Se încălcește firul aici. 1, 2, 3. După care, din nou, în corespondența arcurilor vom lucra cele 6 piciorușe duble. În felul acesta noi vom lucra de jur împrejur. Am ajuns și la capătul acestui rând. În acest moment noi avem o circumferință de 56 de centimetri. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Deci pălăria va fi pentru un cap normal, să spunem. Și din acest moment noi vom lucra un total de 9 rânduri, deci luând în considerare și acest primul, 9 rânduri de piciorușe duble. Noi vom continua singure aceste 9 rânduri și ne vom reîntâlni. Deci piciorul dublu corespondența fiecărui picioruș, 9 rânduri. Am ajuns și la capătul celor 9 rânduri de piciorușe duble. Voi închide rândul cu fir alunecat, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment eu mă voi opri aici și voi continua partea a doua a tutorialului. În momentul în care pălăria va fi apretată, se va întinde în modul exact. Nu vă alarmați dacă acum pare un pic creață aici. Deci, ne vom despărți cu aceleași cuvinte. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!